În prezentarea succintă a bilanțului serii de astăzi, am să mă acces pe două elemente principale. În primul rând, dedicând realizările anului 2010 și modul eficient în care am cooperat cu alte instituții în prevenirea și contracararea riscurilor la actuale de securitate. Dar, în al doilea rând, am să mă refer și la PESCOR, evident, la prioritățile pe termen mediu ale Serviciului Român de Informații, subsumate unei noi etape instituționale pe care o începem în acest an, prin lansarea viziunii strategice 2011-2015, intitulată Serviciul Informațional. În ceea ce privește primul punct, anii 2007-2008 au fost anii transformării și reorganizării serviciului. Anul 2009, anul cooperării internaționale și consolidării acestor transformări din punct de vedere instituțional, anul 2010 a fost fără îndoială, și apreciem acest lucru în urma analizei noastre, anul performanței operaționale. Practic am început să culegem roadele reformelor din anii anterior, schimbări de structuri, îmbunătățirea analizei, reorganizarea modului de lucru cu sursele secrete, flexibilizarea managementului și sau obținut realizări importante pentru securitatea națională din acest punct de vedere. Anul 2010, spuneam, marchează poate cele mai importante succese operaționale ale serii din ultimul deceniu. Multe, de fapt, au și beneficiat de o anumită mediatizare. În cadrul bilanțului am trecut aceste lucruri în revistă și pot afirma că am avut o abordare adecvată și ofensivă în acest an 2010 în gestionarea unor riscuri din ce în ce mai dinamice și mai diverse. Astfel am avut contribuții importante în combaterea evaziunii fiscale, a contrabandei, a crimei organizate. Am prevenit și contracarat activități ale unor grupări radicale cu potențial terorist. Am înregistrat realizări relevante în domeniul contraspionajului. Aceste succese sunt poate mai remarcabile și am subliniat acest lucru în fața ofițerilor, având în vedere că anul 2010 a fost și pentru noi, evident, un an dificil datorită restricțiilor bugetare. Cu toate aceste restricții, nu am diminuat datorită capacităților noastre de planificare internă în cadrul serviciului niciun moment resursele financiare în domeniul operativ, astfel încât am putut să acționăm la parametrii noștri normali. Nu ar fi fost posibil aceste lucruri, evident, fără o cooperare strânsă cu alte instituții ale statului și aș menționa Ministerul Administrației și Internelor, Ministerul Public, Serviciul de Informații Externe, structurile de informații ale Ministerului Apărării. Odată cu aceste procese de descentralizare pe care le-am aplicat în cadrul serviciului, multe din riscurile și vulnerabilitățile actuale nu mai sunt gestionate neapărat la nivel central, de aceea consolidarea cooperării cu autoritățile locale a fost una din prioritățile noastre în ultimii ani și anul 2010 a confirmat și că acest lucru este într-adevăr posibil. În ceea ce privește anul 2011, consider că, din punct de vedere al analizei serviciului, consider că România se va confrunta atât cu riscuri și vulnerabilității interne, generate de corupție, economie subterană, contrabandă și crimă organizată, cât și cu menținerea sau chiar creșterea unor riscuri internaționale. Mă refer în principal la spionaj, la insecuritate energetică. O atenție foarte importantă va fi acordată prevenirii terorismului, având în vedere, după cum vedeți și dumneavoastră, faptul că instabilitatea din Orientul Mijlociu și din Nordul Africii poate avea, în opinia noastră, anumite efecte asupra securității naționale. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, mă bucur să constat că toate aceste acumulări sunt receptate pozitiv, aș spune, la nivelul opiniei publice, la nivelul cetățenilor.
cel puțin conform unor cercetări sociologice independente pe care le puteți consulta, aproape 70% dintre români consideră că SRI-ul este o instituție diferită de vechea securitate, peste 50% spun că serviciul s-a reformat după 1989 și 40% dintre români au un nivel de încredere ridicat în serviciu. Cel puțin aceste cifre oferă și nouă și ofițerilor de informație încrederea că în vremuri dificile face parte din Constituție credibilă și apreciată de populație. Credibilitatea noastră, succesele înregistrate sunt și rezultatul unor politici ferme de aplicare și respectare a legii. Și în 2010, ca în anii precedenți, am adoptat măsuri ferme de sancționare a oricăror derapaje individuale de la rigorile cadrului legal, care ar fi putut prejudicia serviciul și evident societatea. Aceste politici vor continua la modul cel mai riguros. În ultimii ani am reconstruit practici, proceduri, structuri. Avem, în sfârșit, o strategie de informații foarte modernă, care a fost, de fapt, aprobată de CSAT de recent. Dacă în perioada 2007-2010 ne-am axat în principal pe procese și produse informaționale, care au dus la o calitate a informației apreciată de beneficiarii noștri, am început să ne focalizăm și pe dimensiunea de personal și, în sfârșit, am reușit să definim un ghid al carierei din SRI, inițiind o reformă relevantă și a educației, instruirii și cercetării, informații și inteligență. Astfel, încă bilanțul din acest an marchează finalizarea unei reforme majore în SRI, conform viziunii strategice 2007-2010, care este și debutul unei noi etape de transformare a instituției noastre. Lansăm pe acest legiu un document programatic denumit SRI în era informațională, care își propune să definească obiectivele serviciului integral 2011-2015. Este o spiță de concept care va fi desfășurată în interiorul serviciului, evident, va fi supusă aprobării CSAT și discuțiilor în Comisia de Control. Elementele ale acestui concept au fost, de fapt, transmise și în mapa dumneavoastră. Aș vrea, în final, să mulțumesc domnului președinte pentru prezența la bilanț. Să mulțumesc și Comisiei de Control a Serviciului, care, dincolo de aspectele formale de control, a fost și un partener al Serviciului în realizarea obiectivelor sale, adesea de condiții dificile. Și dacă starea de securitate națională a României este bună, așa cum o apreciem noi, cred că este și în ajutorul Serviciului în acest sens.